Record național extrem de important în proba de 50 de metri spate. Chiar în prima finală de ieri, în proba de 50 metri spate, spre satisfacția noastră a tuturor, s-a dobărât și un nou record național în proba de 50 metri spate, probă care a fost câștigată și record dobărât de sportivul Glință Robert. Nou record este de 26 de secunde și 26 de zecimi, nou record național de juniori. Bucuria celor din Federația Română de Natație și Pentatlon Modern e cu atât mai mare cu cât Edea Ionașcu de la Sport Club Municipal, antrenată de Iulian Matei, a câștigat proba de 200 de metri spate în fața unor concurenți mult mai experimentați. Ionașcu era junior 2, iar adversarii ei sunt seniori. Spre marea satisfacție și a noastră a Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, pot să afirm că o sportivă a clubului sportiv Sport Club Bacău, Ionașcu Edea, a câștigat proba de 200 de metri spate, ea fiind junioară 2, deci o sportivă de 14 ani doar, câștigând proba seniori. Campionatele naționale de înot senior și junior se vor desfășura până duminică în bazinul din Bacău.